Ministrul Culturii a făcut un tur al castelului, în cadrul căruia reprezentanții Fundației Transilvania Trust au prezentat munca de restaurare a acestui obiectiv de patrimoniu, realizată inclusiv prin contribuțiile anuale ale organizatorilor Electric Castle. Prezența Corinei Șuteu vine în contextul în care în acest an participanții la festival se pot implica în susținerea campaniei de subscripție publică pentru achiziționarea de către statul român a operei lui Constantin Brâncuș, Cumințenia Pământului. Foarte mult să vin aici pentru campania Cumințenia Pământului și mă bucur foarte mult că Electric Castle a acceptat să susțină această campanie. Mi se pare că festivalul de aici este splendid și mi se pare că el combină ceva care ne-am visat întotdeauna să avem, și anume patrimoniu și cultura alternativă. Reușim să facem în jur de 2 luni de restaurare din banii primiți de la Electric Castle. În momentul de față, ei sunt singurii care finanțează restaurarea castelului. Până acum am reușit să adunăm în jur de 2,5 milioane de euro, încă mai avem nevoie de 7. Și rugăm cei care participă la festival să doneze nu doar pentru Cumințenia Pământului, este onoare pentru noi să fim asociați cu Brâncuș, dar și pentru restaurarea castelului. Ministrul Culturii a participat și la concertul Siguros. Concertul islandezilor a fost un eveniment special. Muzica lor se situează într-o zonă mistică, fiind în același timp și exuberantă și spirituală, emoțională și eterică. Muzicienii au inventat propria limbă pentru a se exprima în unele din cântecele lor, cele mai multe dintre ele neavând nici măcar un titlu. Regizorii au fost printre primii inspirați de muzica lor, care figurează pe coloana sonoră a peste 10 filme și seriale. De altfel, membrii Siguros au apărut în rol de muzicieni și într-un episod recent al celebrului serial Game of Thrones. Show-ul lor a fost o combinație spectaculoasă între lasere, lumini, proiecții video și cunoscutul lor sound. Festivalul Electric Castle are loc în perioada 14-17 iulie la Castelul Banfi din Bonțida. Cântă Skrillex, Bring Me the Horizon, Bastille, Elephant, Rusko, Da Pistols, Enter Shikari, Babylon Circus, Dirty Phoenix, DJ Marky, Alternosfera, Urma Makanake și DJ Shiver. În acest an, organizatorii se așteaptă la peste 100.000 de participanți.